fraților cum e viața asta, bratul povestește cât de greu îi este să-i motiveze pe jucători în play-out. Dică nu înțelege de ce jucătorii Stelei la câteva puncte de titlu nu se pot motiva. Bratu, băia bun, dar are deja niște probleme cu echipa de zici că e călare pe un armăsar și l-au pus unii să călărească într-o garsonieră Comfort 3 din Bercen. Da, frate, stă calul și a scos capul pe fereastră, nu încape tot în casă. Ok, i-ați bătut și voi pe unii în play-out, dar ușurel, că deja ne speriați. Auzi, nu știe cum să-i mai motiveze, că ei ar trebui să joace, domne, cel puțin în play-off, dacă nu cumva într-un campionat mai puternic ceva. Da, mă, Hanca ăla, dacă nu-l vede pe Sergio Ramos în fața lui, nu se poate concentra. Haide! Lasă animalul, că n-are nicio vină el. Uite aici motivare, uite aici bătaie ca la nebuni. Hermannstadt merge la media și la o aruncătură de băți pentru returul din cupă cu gazul. În tur a fost 1-0 pentru Sibien, cu luptă, cu muncă, mult, mult mai greu decât cu Steaua. Păi aia, pac, pac, i-au trimis la dușuri. Scuze, pac, 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 că au fost 3 pacuri. 3 pacuri la 0 pacuri. După cum ați auzit, nici jucătorii FCSB-ului nu se pot motiva. Sunt scriitori, bă, sunt poeți, compozitori imenși care se motivează mai ușor, pe care îi vizitează muza mai des decât îi vizitează cheful de fotbal pe steliști. A, dacă nu se aliniază astrele, dacă nu pică lumina de la nocturnă cumva așa, dacă nu e firul de iarbă tuns la milimetru, gata, papuiu, nu se pot motiva băieții. Cum spunea un savant englez, generație de astenici. Deși, frate, cât de românește sunt amestecate toate, nici gazul, nici Hermannstadt n-au drept de a juca în cupele europene la anul. Gazul n-a primit licența, sibienii nici măcar n-au cerut-o. Cred că au și strigat la UEFA: băi, nu ne trebuie, băi, să vă băgați în... Apropo de băgat, unii tratează competiția cu popoul, alții își bagă picioarele. Nu, evident că nu e vorba de jucători, ci de conducere. Că ăștia, jucătorii ăștia, culmea, să-i vezi ce se motivează ăștia de la Sibiu. Cum faceți, mă? Aveți exerciții de alea în fața oglinzii? Vă înrăiți? Mâncați ceva înainte? Vă ardeți cu fierul înroșit? Vă tăiați din urechi? I-am vrut în portbagaj tot ce are județul, mai corespunzător. Gazul vine după un 2-3 acasă cu Dinamo. V-am zis, Dinamo n-are cu cine să mai joace, domne. O să le pună pe echipele din play-out să facă o selecționată. Poate așa să o încurce pe Dinamo. Gazul este acum din nou pe loc de baraj. Cred că numai de cupă nu iar de lui Pustai. Mai mult, urmează un meci de coșmar la Chiajna cu Concordia, echipa de pe primul loc neretrogradabil, care are cu un punct mai mult. Poate nu ar mira pe nimeni dacă Pustai va menaja niște jucători. Alo! Amuzant e că și Hermannstadt, duminică, joacă cu Chindia Târgoviște, echipa de pe locul al treilea. Hermannstadt e acum pe 2, loc care duce direct în Liga 1. Sibienii stau confortabil acolo, sunt ca și promovați. E grozav, e fantastic, vă jur! Dacă vom câștiga Cupa României, vom rămâne cu trofeul și nu vom merge în Europa. Așa s-a întâmplat și anul trecut cu cei de la FC Voluntari, deci... Cum? De ce n-am depus dosarul? Nu l-am depus. Asta a zis Marius Lungu, team manager la Hermannstadt. Maruse, Marusică, lasă-te tăticul de treabă. Vezi să nu îi să-i legitimezi pe jucători chestii de-astea, da? Parcă-l auzi. De ce nu i-am legitimat? Că nu i-am legitimat. Da, mai dă-i încolo de figuriști, domne. De unde or fi răsărit ăștia, mon cher, când viața e atât de scurtă? Și o chestie foarte tare la jucătorii noștri, la echipele noastre, la fotbalul nostru. Joacă 3-4 meciuri execrabile, după care pleznesc un meci mai bun și auzi, aceasta este adevărata fața echipei noastre. Serios? Nu, frate, ăsta e accidentul. Adevărata față e aia hidoasă pe care ne-o arătați etapă de etapă. A, că o lovești odată la lună, aia e nimereală, tăticu. E ca faza cu să revenim acolo unde ne este locul. Ce loc, mă, cocoșei? Aveți numele pe el? Ca babele în strană la biserică? Să revenim acolo unde ne este locul. Unde? Sus, da. Locul e ăla din clasament, frate. Brusc fac toți alergie de la locul 4 în jos, domn.